Disperarea pare să fie cuvântul de ordine la București în problema aeroportului internațional Brașov-Ghimbav. Conștienți că proiectul va fi pus în practică exclusiv la nivelul Consiliului Județean Brașov, cu resurse financiare obținute cu eforturi proprii, decidenții de la centru, disperați că pierd teren nu din cel al aeroportului, ci din perspectivă politică, încearcă acum să le arunce praf în ochi celor care nu știu adevărul. Adevărul, întotdeauna unul singur, este acela că nu aeroportului Brașov este unicul mesaj transmis în ultima perioadă de la București către Brașov. Drept dovadă, în decembrie 2017, de exemplu, presa consemna la scară largă faptul că amendamentul depus la legea bugetului de stat în sensul finanțării integrale a obiectivului de investiție aeroportul internațional Brașov-Ghimbav cu suma de 270 de milioane de lei nu a fost votat de către parlamentarii din Brașov ai puterii. Mai mult, pe lângă faptul că aleșii puterii au respins constant solicitările de finanțare venite de la Brașov, nu au depus niciun amendament referitor la aeroportul Brașov. Pista de aterizare, decolare, de zona de dezvoltare a aeroportului, zona de parcare, accese de cale ferată și șosea și terminalul de pasageri. El este amplasat lângă platforma de avioane, prima etapă care va fi aceasta și va putea găzdui 3 aeronave. În aceste condiții, Consiliul Județean Brașov, de unul singur, cu angajați bine pregătiți și cu multe ore peste programul standard de lucru, a pus deja în practică toate cele 3 etape prevăzute în proiectul întocmit pentru aeroportul internațional Brașov-Ghimbav. Valoarea totală a investițiilor este de 458 de milioane de lei, fără niciun bănuț până în prezent de la București. Un București care, acum speriat că va pierde trenul aeroportului, se laudă că dă 13 milioane de lei pentru acest proiect. Comparând cifrele, sună precum o picătură într-un ocean. Terminalul de pasageri a fost gândit ca să aibă și o zonă de dezvoltare în situația în care traficul de pasageri se va dezvolta suficient de mult să depășească capacitatea inițială proiectată, care este în jur de la, să zicem, de la 600 și 700 de mii până la 1.100.000 de mii. La atâta se poate ajunge cu clădirea care a fost proiectată în momentul de față. Rămâne de văzut în continuare la ce cote poate ajunge tupeul. Se gândește oare puterea roșie, care n-a mișcat un deget, nici măcar n-a ridicat vreun deget la vot pentru finanțarea aeroportului, că ar putea să se și așeze în prima linie la momentul tăierii panglicii inaugurale a aeroportului internațional Brașov-Ghimbav?